Și evident că din acest motiv, sau cred că și din acest motiv, ați văzut domnul Elvis Claudiu Săftoiu, domnul Cete Popescu. Ce exemplu să mai dau? Alți lideri ai USL-ului ne atacă peste tot pe unde ne apucă, pe unde ne prind, disperați că deranjăm cu aceste hârtii care, repet, spun adevărul într-o proporție de 100%. Acum să ne aducem aminte de o altă planșă importantă, fiindcă ați văzut mulți analiști, cel căruia, care i-a făcut o impresie bună domnului Condurățeanu, Nicolas Don, ziaristul francez, a spus totuși într-o emisiune în care ne-am confruntat că ăsta este trendul european, domne. Partidele, modern în Europa, a spus ziaristul de la Radio France, curentul modern de înnoire, de figuri noi din Europa, se întrupează în România, în Partidul Poporului Dan Diaconu. Acum, în acest sens, trebuie să vă reamintesc aceste date exacte, aceste cifre foarte clare. Vorbim de ultimele alegeri organizate în aceste țări pe care le vedeți aici, pe planșa noastră. Deci, să nu fie niciun fel de mirare pentru adversarii noștri din USL și PDL, de ce am câștigat noi alegerile, fiindcă oricum o să le câștigăm. Dar parcă i-aud, după ce vom câștiga, că nu știu ce s-a întâmplat, că votul a fost fraudat de noi, care n-avem, tot ei spun, n-avem structuri, n-avem supraveghere la vot, n-avem de niciunele. Ei bine, în Elveția, ca să luăm cu începutul, în ordine cronologică, alegerile au fost câștigate de Partidul Poporului. Chiar așa se cheamă partidul care a câștigat în Elveția, a câștigat cu un scor de peste 30% și sigur că sunt piua întâi la guvernare în țara respectivă. Mergem mai departe. În Austria, alegeri câștigate tot de Partidul Poporului. În Cehia, un partid înființat de un ziarist de investigații a câștigat alegerile, nu se cheamă Partidul Poporului, dar el își păstrează structura de care beneficiem și noi, și noi suntem niște ziariști la bază care am pus la cale un partid. Mergem mai departe. În Turcia, alegerile au fost câștigate de Partidul Poporului. Așa se cheamă. Sigur, acolo este un partid creat pe alte principii, vorbim și de principii religioase, vorbim de, și de altceva, dar întâmplător sau nu, el se cheamă Partidul Poporului, cel din Turcia, care astăzi guvernează Turcia. Vă reamintesc, Turcia, încă o dată vă spun, va fi marea putere a planetei în 20-30 de ani și eu nu vă spun ca Oprescu că în 2035 vor fi autostrăzi suspendate. Eu vă dau și temeiuri clare că Turcia va fi o mare putere a lumii, fiindcă Turcia aplică toate metodele moderne de guvernare, codul fiscal modern. Turcia are o populație foarte tânără și o să mai vorbim despre Turcia și cei care vă puneți banii în moneda turcească sau aveți investiții în Turcia, o să vă bucurați de ele în curând, de creșterea acestor investiții. În Germania nu sunt încă alegeri, n-au fost încă alegeri, dar vor fi alegeri. Dar în toate sondajele, Partidul Piraților conduce în sondaj, este un partid făcut de tineri, de tineri de pe Facebook, de tineri de pe Twitter. Partidul Piraților nu are încă un lider, nu are încă o situație foarte, foarte clară, dar avea 18% în sondaje ultima oară când m-am interesat despre soarta lor și mulți spun că s-ar putea să facă o figură extraordinară, repet, în Germania vorbim. În Suedia, de asemenea, Partidul Piraților este și el la modă, nici în Suedia n-au fost încă alegeri, vor fi alegeri, dar, repet, vorbim de țări foarte avansate ca nivel de trai. Dar și aici, dacă în țările astea popoarele respective s-au săturat de actuala clasă politică, de actualele lor clase politice. Vă dați seama ce revoluție trebuie să fie în România, ce revoluție ar trebui să fie în România în ziua votului pe 10 iunie sau în luna noiembrie, o să vedem exact când vor fi organizate aceste alegeri, că nici măcar asta nu se știe până acum. În Islanda, și o să vorbim într-o seară special, Revoluția Poporului a învins deja. Deci în celebra insulă Islanda, Revoluția a învins deja, dar nimeni nu suflă nicio vorbă, ca nu cumva modelul islandez să fie copiat. În Spania, Partidul Popular se cheamă acolo, a câștigat cu peste 64% alegerile. Sigur că nu e un partid nou-nouț, cel care a câștigat în Spania, dar a reușit în principal cam cu ce vă spunem noi în fiecare seară la tablă. De exemplu, a spus înainte de alegeri că vor introduce TVA-ul la plată doar după încasarea facturii și nu după emiterea facturii, cum e România. Și zi și făcut, noul premier al Spaniei a aplicat a doua zi această regulă după ce a câștigat alegerile. Vă reamintesc că în România atât USL cât și PDL vor plata TVA-ului și CTVA de 24% la
la emiterea facturii și nu la încasarea facturii. Acest lucru a pus economia României pe butuci. E bine, iată că Partidul Popular din Spania a putut să facă această schimbare în bine pentru toți oamenii de afaceri spanioli. Prin urmare, sunt 3, 6, 8 exemple. Europa are, după cum știți, 30 și ceva de state. Sunt 8 exemple din 30 în care s-au câștigat deja alegerile cum ar veni de către ai noștri. Vă reamintesc ceea ce s-a întâmplat în emisiunea Sinteza Zilei a colegului nostru jurnalist Mihai Gâdea, când din aproximativ 15 persoane, 8 au spus deja că, sau 7, mă rog, după caz, că vor vota cu Partidul Poporului. Așadar, chiar și pe acest eșantion interesant al oamenilor din USL, să zicem așa, fiindcă Antena 3 este totuși o televiziune care aparține în acte cu hârtie în regulă de USL, e bine, dacă în acea televiziune în direct, într-un studio al USL-ului, mai mult de jumătate dintre oamenii prezenți au spus că vor vota cu Partidul Poporului, vă dați seama ce va fi în realitate și sperăm că acest trend european să fie respectat și în România. Oricum, dacă nu acum, în 2012, dumneavoastră românii, nu vreți să faceți această schimbare, cu siguranță schimbarea va fi făcută, poate în 2014, poate în 2016, fiindcă, țineți minte, și în decembrie 89 se vorbea la fel, căzuse zidul Berlinului, căzuse, dacă țineți minte, liderul din Ungaria, apoi liderul din Ceoslovacia, apoi liderul din Bulgaria și toată lumea se întreba când va cădea Ceaușescu, unii spuneau că va cădea în 90, alții în 91, alții atunci în 89 și în cele din urmă a căzut și Ceaușescu. E bine, ca să simplificăm, dacă iată ca dictatorii din Elveția, Austria, Cehia, Turcia, Germania, Suedia, Islanda și Spania. Dacă cad toți acești dictatori, de ce n-ar cădea și dictatorii de la noi pe simplu exemplu, să spunem așa, al lucrului deja îndeplinit în țările respective? Adică, repede, dacă popoarele astea, oricum, toate trăiau mult mai bine decât noi. Spaniolii trăiau mai bine, islandezii mult mai bine, Suedia mult mai bine, germanii nu mai vorbim, turcii sunt mult mai sus decât noi, cehii au deja 1000 de euro pensia, Austria numai după urma noastră cât s-a îmbogățit, Elveția, vorba aia, cea mai bogată țară de pe planetă. Deci dacă aceste 8 națiuni au dorit sau doresc să schimbe clar lucrurile pe scena politică, de ce n-ar reuși sau de ce nu și-ar dori și națiunea română să schimbe absolut totul pe scena noastră politică? Ar fi ceva în trend, cum se spune, ar fi ceva la modă. Oricum, despre noi s-a spus mereu că suntem, despre noi OTV, s-a spus că suntem niște trendseteri ai societății, adică niște oameni care lansează o modă. V-am mai spus, atâta, orice face omul, face și maimuța. Vă reamintesc că atunci când noi scriam pe ecran diverse texte, asta se întâmpla în anul 2000, toți spuneau, aoleo, dar ce, asta e televiziune? Cum să scrii pe ecran titluri? Cum să scrii, să pui atâta grafică pe ecran? Acum, dacă zapați, dacă butonați, toate ecranele ale tuturor televiziunilor sunt pline de scris. Apoi, noi transmiteam niște nunți și niște botezuri interesante de urmărit pentru marele public. Toți comentatorii spuneau, vai, dar e îngrozitor, cum să transmiți nunți și botezuri? Imediat după aceea au transmis și ei numai nunți și numai botezuri. Apoi am transmis niște mormântări. Oamenii vreau, asta e viața, să vadă și în mormântări. Și atunci am transmis în mormântări. Vai, e îngrozitor, scriau cei de la Dilema sau ne atacau cei de la Casa TV, ori cei de la Canal D sau de la Prima. Cum să transmiteți în mormântări? Și ați văzut imediat după aceea, într-un an, doi, toată lumea transmitea în mormântări. Prime Vai, time. Prime time, da, în mormântare. Mai dădeau și uităm, bani. A Mădălinei Manole, Dumnezeu să ierte, la 8 seara a început în mormântare. Mai dădeau și bani de să strâmpau. Și plăteau și mormântarea numai ca să o transmită. Să sperăm că n-au ajuns astfel încât să plătească și moartea unui om ca să aibă ce să transmită. Deci, în fine, toate lucrurile astea au fost escaladate. OTV-izarea s-a produs, mulți spuneau că se va produce în 5 ani, alții spuneau că în 10 ani, s-a produs fulgerător, cam în 2 ani și ceva, n-am avut ce să OTV-izăm în România. Toate televiziunile acum, repet, discută despre ceea ce noi am aruncat de mult la gunoi. Toată lumea discută despre divorțuri, despre bârfe, șmenuri, șușanele și așa mai departe. Sigur că e un lucru bun, dumneavoastră vă place acest gen de gazetărie. Dar spuneam că dacă toți suntem noi trendsetter și ceea ce vezi azi la OTV, peste 3 ani vezi și la Acasă sau pe Realitatea sau pe Prima sau pe Pro TV sau pe Antena 1, e bine, de ce nu s-ar întâmpla asta și în politică? Ceea ce vedeți
despre aceste planșe, ceea ce ați văzut în studioul nostru de aproape un an și jumătate încoace, de când am fost arestat și apoi eliberat din închisoare, de ce să nu vedeți peste un an, doi, trei în toate studiourile? Adică noi ne așteptăm că după ce o să câștigăm alegerile, să sperăm cu minim 51%, și celelalte televiziuni, mă gândesc, Canal D o să-și facă un partid al turcilor din România, Realitatea, partidul, nu știu ce, Realitatea TV. Antena 3, poate că după eșecul legat de Partidul Conservator, își o face și ei un partid, nu știu cum, Antena 3 salvează România. Și așa mai departe. Și eu sper ca în felul acesta USL și PDL să dispară de tot din Parlament și, într-adevăr, noi să rămânem la putere 5 ani, 7 ani, 3 ani, 10 ani, cât va fi nevoie, 20 de ani, să reconstruim această țară și în opoziție față de noi și pe urmă să vină după noi la putere partide de acest gen, adică de oameni cinstiți, oameni care nu au de ce să fure, oameni care au deja un serviciu, o slujbă, oameni care au creat un loc de muncă, 2-3, oameni care știu să-și facă o contabilitate, oameni care au o facultate, 2-3, oameni care au călătorit prin sănătate, nu să conducă țara 22 de ani, cum a fost condusă până acum, de niște tipi care n-au servici, ei n-au niciun fel de slujbă, dacă îi dați afară din fruntea Parlamentului, a președinției, a Guvernului, ăștia o să vedeți că rămân șomeri toată viața lor, nimeni n-are cum să-i angajeze, că niciodată ei n-au lucrat la nimic. Ei lucrează de 20 de ani, deci Victor Ponta lucrează de 20 de ani în sistemul ăsta ciocoiesc, la stat, la guvern, la parlament, la minister. Crin Antonescu lucrează de 20 de ani la parlament, ați văzut, mă rog, nu se duce niciodată, dar așa scrie în cartea lui de muncă. Traian Băsescu, ba a fost primar, ba a fost ministru, ba a fost președinte, ăsta niciodată n-a lucrat o zi în câmpul muncii, cum se spune, după Revoluție, și exemplele pot continua. Oamenii ăștia niciodată nu o să fie angajați vreundeva, la vreo firmă, pe niciun domeniu de activitate, care ați fi nebun să-i dați vreun vapor sau vreun iaht să vi-l conducă Băsescu. Ați văzut că le-a dat de gard toate vapoarele care le-a pilotat. Care ați fi nebun să-i dați vreo firmă să o administreze Crin Antonescu, că vă dați seama că n-ar veni niciodată la servici. Care ați fi să-i dați lui Ponta ceva pe mână, că ăsta ca procuror doar distruge tot, doar închide tot, doar dorește, mă rog, să pună pe butuci o întreprindere, nu s-o creze. Și înțelegeți dumneavoastră, gândiți-vă la politicianul pe care îl îndrăgiți și închipuiți-vă ce firmă l-ar angaja pe el vreodată și mai ales în ce loc, în ce funcție. Și atunci, cum de i-ați dat dumneavoastră o firmă uriașă ca România pe mână, cum ați dat acestor politicieni? Și spuneam așadar, sper ca exemplul nostru să fie copiat și să otevizăm sau să pepededizăm toată țara și în materie de politică, să dispară de tot USL și PDL din această țară și să apară partide noi nouțe care să ne învingă pe noi în alegerile următoare și așa mai departe, dumneavoastră să fiți salvați într-un final de la sărăcie.